Lucian Romașcanu, ministrul culturii, ne dă o veste bună și o veste proastă. Vestea bună este că uh, autoritățile din uh, Ucraina ar fi găsit tocmai în Herson uh, pisanile uh, lui uh, Ștefan Cermare uh, abandonate acolo de ruși, după ce nu au abandonat și uh, icoanele pe care fie le-au furat, fie le-au distrus. Icoane românești, icoane care de pe vremea lui Ștefan cel Mare care au aparținut domnitorului. Iată unde s-a ajuns. Acum, Lucian Romașcanu face eforturi pentru ca măcar cât timp va dura războiul, aceste pisani să poată fi ținute și păstrate cu grijă în România, după care ar putea să fie înapoiate ucraine, deși au aparținut domnitorului Ștefan Cermară.